Cisterna trebuia să ajungă la Vâlcea. În localitatea Cotmeana, șoferul nu a redus viteza într-o curbă și s-a răsturnat. Toată încărcătura, adică 24 de tone de combustibil, a ajuns pe asfalt. Nu, am venit în curbă și s-a înclinat. Pompierii au intervenit cu material antiderapant pentru a acoperi motorina împrăștiată pe drum. Colegii de la partea de stingere au balizat zona, s-a intervenit în speță cu material antiderapant și în continuare s-așteaptă o macara să readucă cisterna în poziție, deoarece nu se poate transborda motorina, fiind destul de într-o zonă greu accesibilă. Șoferul a refuzat transportul la spital, el reușind să iasă singur din cabina autotractorului înainte de sosirea autorităților. Acesta s-a ales doar cu rănușoare.